Dansează fata, cum? Dansează, ia, hai, cum dansează fata, ia. Ia, cum, așa? Așa dansează fata și Bica? Hai, dansați amândouă, fata. Hai. Cum dansează fata? Bum. Hai, mâna sus, cum dansează? Așa, sus. Bravo. Bună și bine v-am găsit la un nou vlog. După cum ați văzut, imaginele de mai devreme era filmată duminică, într-o duminică liniștită, în care am zis să mergem să ne plimbăm pe la mănăstiri. Și Anastasia mea, după jumătate de oră de dansat în mașină, deja a dormit. Așa că am lăsat-o să doarmă și până am ajuns, a trecut o oră, n-a dormit și am trezit-o când am ajuns la mănăstire. Vă las în continuare cu niște imagini frumoase de pe drum. Pe mine m-a liniștit să văd dealurile și verdeața din jur. A fost o zi foarte frumoasă, călduroasă și cu pace în suflet. Am fost și am vizitat două mănăstiri. Mănăstirea Varatec, iar mai apoi mănăstirea Agapia. Sunt una lângă alta, aproape la, nu știu, câțiva kilometri, să zic, distanță. Poate 2, 3, 4. Așa încât am filmat câte puțin niște imagini și o să le pun în continuare să vă uitați la ele, să vă dea și vouă liniște și să vă relaxați. Ne vedem mai încolo, pupici! Bine v-am găsit de la Mănăstirea Varatec! E duminică, liniște și pace. L-a pierdut pe Bicu. Anastasia, țicălă, mami! Ce este, mami, acolo? Fiș? Aici am intrat în Mănăstirea Varatec, situată la polele munților, în comuna Agapia, la aproximativ 12 km de Târgu Neamț. Este o mănăstire de maici,
De fapt, din ce am citit, este cea mai mare mănăstire din România de maici, adăpost în aproape 400 de maici. Prin iunie 1900, această mănăstire a fost afectată de un incendiu foarte mare, din care n-a mai rămas mare lucru decât gardurile inițiale, așa încât a fost reconstruită cu două turle, cele din lemn nu s-au mai reconstruit. Ce este interesant din ce am citit despre această mănăstire este că de-a lungul mai multor perioade aici au găsit adăpost sau liniștea sufletească mai multe personalități sau oameni de cultură. Se spune că Veronica Micle a venit aici și a stat două săptămâni după ce a fost înmormântat Mihai Eminescu. Din ce am citit, era deprimată și se plimba mult pe lângă mănăstire, prin împrejurimi, iar în august 1889 s-a sinucis cu arsenic și a fost înmormântată în cimitirul mănăstirii. Vă las în continuare să vă bucurați de imagini și să vă bucurați de liniște. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Aici ne aflăm la Mănăstirea Agapia, mănăstirea aflată la 9 km de Târgu Neamț. Este a doua ca populație după Mănăstirea Văratec, are în jur de 300-400 de maici. Construcția mănăstirii s-a realizat prin anii 1640, dar ceea ce este impresionant la această mănăstire sunt frescele realizate de Nicolae Grigorescu. Mănăstirea a avut de suferit de-a lungul timpului din cauza invaziilor turcilor, tătarilor, mai târziu prin 1680 de către polonezi, care au transformat-o în grajduri pentru cai. Iar mai apoi, după 200 de ani, maica de la acea vreme l-a chemat pe Nicolae Grigorescu, în acel timp avea în jur de 20 de ani, și l-a chemat să picteze mănăstirea. Cu această ocazie au adus și mobilă nouă de la Paris. Din păcate, mănăstirea a fost încercată din nou în 1903, când a suferit un incendiu, iar picturile lui Grigorescu au trebuit să fie retușate, refăcute după fum și funingine, și astfel picturile lui Nicolaescu au fost salvate. Se spune că sunt adevărate opere ale neoclasicismului, în special icoana Maicii Domnului. Aici am filmat curtea mănăstirii și am vrut să vă arăt puțin ce frumos se văd în zare dealurile acoperite de pădure și ce liniște era. Iar mai apoi voi filma puțin din mănăstire, pentru că n-am observat, dar în această mănăstire spunea că fotografiatul și video este interzis, așa că mi s-a tras atenția de către o măicuță după aia și am oprit filmarea. Thank you.
ce faci acolo? Fetiță. Ai găsit parc? Se dai în parc? Da? Fetița a unui cici. A, cici, elefantul cici. Vrei să te dai în parc? Te dai în parc, da? Nu, cici. Vrei să mergem la elefantul cici? Bine. Da, acesta a fost un alt fel de vlog, puțin mai așa slow living, o zi de duminică mai relaxată cu noi. 1 mai am făcut și un grătărel de poftă. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați că mă ajută să-mi lăsați un comentariu și să distribuiți dacă doriți video la prieteni și să dați un like și, bineînțeles, să vă abonați pentru că este gratis. Ne vedem curând. Pupici!